Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere. Din vremuri imemorabile, apele frământânde și șoptitoare de istorie ale bătrânului Danubiu au străjuit momente de viață cruciale, învăluind în tainele adâncurilor sale suferințe și bucurii ale unor suflete zbuciumate. Revărsându-se generos pe plaiuri scăldate de lumină, apele Dunării ne picură în auz povești despre oameni și locuri, așa cum erau și așa cum îi regăsim astăzi, poposind pe tărâmul de vis al bordușanilor. Puțin însă din cei care străbat în trecere comuna știu mai multe despre această așezare. Grea încercare pentru cel care cutează a-i cuprinde ființa în limita cuvintelor. Oricât ai cerceta, întotdeauna rămâne ceva nespus. Și poate că e mai bine așa. Învecinată cu satele Făcăieni, Movila, Stelnica, Crucea, Seimeni și orașul Fetești, localitatea Bordușani se întinde generos de-a lungul brațului Borcea, constituindu-se într-un tărâm al ineditului natural. În acest spațiu, în ciuda vicisitudinilor vremii, au prins contur cu secole în urmă așezări omenești devenite sate cu oameni harnici, buni și înțelepți, căliți la școala puținului, a rigorilor de tot felul, dar și a bunului simț, ospitalieri cu cei care le trec pragul cu gând bun, oameni care au încălzit locurile cu sufletul lor. Locuitorii comunei sunt oameni care s-au înfrățit cu pământul din care au răsărit, îndatorându-se acestuia datinilor moștenite odată cu sufletul și cu graiul de la străbuni. Generații după generații, acești oameni au sporit zestrea așezărilor lor. Îmbinarea armonioasă a ținuturilor ialomițene cu resurse vegetale și animale bogate, condițiile mai mult decât prielnice oferite de vecinătatea apei, au făcut posibilă stabilirea unei populații numeroase pe aceste locuri. La aproximativ 2,5 km nord-est de comuna Bordușani, în actuala Balta Borcei, se află rezervația arheologică numită de localnici Popina. Cercetările efectuate au evidențiat faptul că primii locuitori ai Popinei datează din Neolitic. Există mărturii ale unor locuiri atribuite culturii Gumelnița, apoi ale epocii Bronzului și în cele din urmă getodacice. Prima atestare documentară a bordușanilor datează din vremea lui Radu cel Frumos, când, într-o serie de documente prin care sunt închinate călugărilor de la mănăstirea Cozia, puncte piscicole din Balta Ialomiței, figurează și cel al așezării Bordușani. Până în prezent s-a considerat că denumirea Bordușani vine de la cuvântul bordușele sau burdușele, burdufuri mici folosite la transportul apei. Este însă greu de imaginat acest exercițiu al căratului apei cu burdufurile într-o regiune supusă atâtor inundații. Mai degrabă, satul își datorează denumirea verbului a burduși, care are și înțelesul de ridicarea nivelului, de ieșire din maluri, de revărsarea apelor. Așadar, Bordușani înseamnă locul supus inundațiilor, ceea ce nu ne poate surprinde, cunoscând poziția geografică a așezării. În anul 1831 existau două sate cu acest nume, Bordușanii Mari și Bordușanii Mici, amândouă făcând parte din Plasa Borcea. În anul 1864, aceste sate se unesc și formează comuna Bordușani, trecând totodată sub administrația Plasei Balta. Satul Bordușanii Mici s-a desființat în anul 1888, fiind distrus de apele revărsate ale Borcei, pe al cărui mal se afla. Au rămas astfel satele Bordușani și Lăteni, azi, aceasta din urmă, nemai existând. Cu trecerea anilor, dovezile care vorbesc despre comuna Bordușani se înmulțesc. În lupta perpetuă a țăranului cu istoria și vitregiile naturii, cu turlele înălțate ca niște săgeți spre albastrul cer, simbol al spiritualității românești, biserica i-a fost alături în marile momente ale existenței. Prima biserică a fost zidită în anul 1758, pe cheltuiala locuitorilor, din gard de nuiele și bârne de salcie, fiind acoperită cu stuf. Aceasta nu se deosebea de casele oamenilor, deoarece ar fi fost ușor observată de turcii și tătarii din Balta Borcea, care năvăleau îndeosebi peste Dunăre, jefuind satele. Din păcate, aceasta s-a distrus. În 1847 este ctitorită noua biserică de către Barbu Catargiu. În anul 1895 este zidită, cu meșteri albanezi, biserica parohială ce poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae. În Bordușani mai există Biserica Lipovenească, ridicată prin grija comunității lipovenești, iar în satul Cegani se află biserica ce poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pe lângă ceremoniile bisericești, care sunt cinstite cum se cuvine, locuitorii din Maltez și Stelnica nu tratează cu indiferență nici obiceiurile și datinile străbune.
Pe locuitorii din Bordușani îi putem considera ca fiind păstrătorii unei tradiții culturale cu rădăcini adânci, până în preistoric. Alături de comunitatea predominant românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, se așează pe aceste locuri și lipoveni. Una dintre cauze poate fi și faptul că țarul de atunci al Rusiei, Petru cel Mare, obligă populația rusească să treacă la portul nemțesc. Lipovenii nu vor să renunțe la datinile și portul lor și mulți dintre ei migrează. Majoritatea se stabilesc în zona deltei Dunării. Un grup dintre aceștia ajunge în Bordușanii Mici, unde formează o comunitate puternică. Satul era locuit la 1831 de 18 familii de lipoveni, fiind așezat între satele Bordușanii Mici și Lăteni, pe malul stâng al Borcei. Acest sat s-a desființat în anul 1837, locuitorii fiind puși la grele încercări, au trecut pe malul drept al Dunării, unde au format satul Epitolănești, care este în dreptul comunei Vlădeni și face parte din județul Constanța. Obiceiurile și tradițiile comunității lipovenești sunt de rit vechi, ei având o organizare a vieții proprie. Lipovenii nu au avut dificultăți cu ceilalți locuitori ai satului. Ei au trăit într-o armonie aproape perfectă. Lipovenii au fost și sunt cunoscuți pentru activitatea lor pescărească. Centrul piscicol din Bordușani, unde ei predau peștele prins, era cunoscut încă de la venirea lor în localitate, până în anul 1989, fiind cel mai important centru de colectare a peștelui din zonă. La 1,5 km de comuna Bordușani se află lagărul de deținuți politici de la Lătești. Aici au fost aduși cu domiciliu obligatoriu peste 500 de persoane, atât deportați din Banat, cât și condamnați politic. Studenți, avocați, preoți, doctori. Dintre aceste persoane, cea mai cunoscută a fost Maria Antonescu, soția mareșalului Antonescu. Ea a avut domiciliul forțat în colonia de la Lătești în perioada 1955 până în 1964, la moartea sa. În anul 1976, ultima casă din cele circa 700 care fusese reconstruite de deportații din Banat și Mehedinți în 1951 și care apoi adăposteau deținuții politici trimiși cu domiciliu obligatoriu, era dărâmată. Lăteștii dispărea de pe hartă. Viața spirituală din Bordușani a urmat tiparele tradiției alomițene, cu aplecare firească a oamenilor spre frumos și esență, cu bucuria de a regăsi în intimitatea gospodăriei, anume croită pentru suflet, în obiceiuri, tradiții, cât și în portul de muncă și de sărbătoare. Din culorile care compun fresca acestor locuri din Bărăgan, culorile cele mai luminoase le aparțin oamenilor care înnobilează peisajul din câmpie. Munca lor a fost și este o permanență a vieții. Pe bună dreptate, locuitorii comunei se mândresc cu trecutul istoric al acestor locuri pe care intervenția omului și-a pus pecetea pe fiecare bulgăr de pământ, încât cel ce le vizitează găsește aici frumusețe, echilibru, dar și omenie. Maestria și sensibilitatea deosebită a țăranului român se reflectă în frumusețea inegalabilă, multiformă a tuturor genurilor creației populare. Jocuri, cântece, broderii, țesături, cusături, meșteșuguri. Fiecare casă țărănească este un mic muzeu popular, în care fiecare obiect, ca și numirea lui, prezintă o mărturie din evoluția vieții și civilizației neamului nostru. Țesăturile am tors-o eu, am vopsit-o eu cu culori care era frumoase atunci, nu era ca acum. Acum nici nu se mai poartă. Și soacră mea le-a țesut. Aveam război. Culorile din ce erau făcute? Luam vopsele, cu vopsele. Uite, asta e. Și toate lucrurile, că i-am dat fete, covorașe, cu frumoase, tare. Și mi-a fost ciudă când m-am dus odată la ea, avea casele înflorite de covorașe, așa se purta atunci. Și pe parcurs, mama, nu se mai part. Pui tablouri, făcătoi trăi eu, tablourile să nu piară după perete. După ce-i muri, eu făcesc ciozări. Arta tradițională nu înseamnă doar măiestrie, meșteșuguri transmise din generație în generație. Dincolo de prezența materială, arta tradițională reprezintă deschiderea spre spiritualitate, spre rădăcinile culturii românești. În frumoasa lume amintirilor din Bordușan și Cegani se păstrează tot ceea ce l-a însoțit pe gospodarul de altă dată în viața de zi cu zi. În aceste case ridicate de oamenii satului, țăranul a împărțit de-a lungul timpului și necazurile și bucuriile. La lumina lămpii agățate pe perete, la flacăra focului din sobă, în torsul furcii sau a războiului, în tot universul satului, s-au scurs secole de viață românească.
O viață care a cunoscut și munca istovitoare, cu folos, dar și bucuria petrecerilor după datin. Arta populară se afirmă la intersecția dintre magic și estetic și este o componentă tulburătoare a sufletului românesc. Arta țesutului este una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale femeilor din Bordușan și Cegani. Ea urmărește să redea frumosul din natură și viața omului. Țesutul și cusutul pentru familie făceau parte din îndeletnicirile de bază ale femeii române. Era o adevărată fabrică de țesut în fiecare casă. Piesele de port cotidian și cele de sărbătoare, textilele care îmbrăcau locuința, totul era lucrat de mâini harnice și măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiția ca fetele să deprindă în familie arta țesutului. Munca asta, chiar dacă era obositoare, le făcea viața frumoasă femeilor din sat, oferind satisfacții iubitorilor de frumos. Este de ajuns să pășești în prima casă din Bordușani și vei întâlni o mulțime de astfel de cusături ieșite din mâinile creatoarelor, minunate lucrări care te înconjoară din toate părțile, vorbindu-ți parcă despre istoria lor. În periplul nostru prin Bordușani și Cegani, în căutarea acelor frumuseți specifice artei populare tradiționale, am fost însoțiți de doamna Rodica Zaina, cea care cu amabilitate și bunăvoință ne-a fost un adevărat ghid. În fiecare casă, pe vremuri, exista un război de țesut, iar copilele, de mici, învățau de la bunicile lor arta minunată a țesutului. Deci, bă, bine, da? Acum suntem în partea asta, apăsăm pe ăsta. Și se alege, da? Avem fierul. Și pomenim la cu bărătul. Da? Am venit în partea asta, pe țința de aici. Ele se dereglează așa, că e îngustă și de-aia. Da. Venim așa. Până facem lățimea de roșu, mai trebuie roșu și pormă cu mânecu și celălalt. Pormă el așa, foarte simplu. Și atenție pe margini, să se facă margini. Pormă așa, e atât de simplu. Tot ce era în casă și în lăzile de zestre era realizat de mâinile iscusite ale creatoarelor. Totul era artă, pur și simplu artă. Și obiceiul nu s-a pierdut. Cusăturile populare constituie și în zilele noastre o preocupare permanentă în activitatea multor femei ce trăiesc în Bordușani. Cu foarte multă muncă, talent și dragoste pentru frumos, țesătoarele au realizat numeroase obiecte, cu adevărat deosebite și apreciate, păstrând cu acuratețe nu numai forma motivelor și amplasarea lor în câmpuri ornamentale inedite, ci și cromatica lor originală. Aplecate asupra războiului de țesut, ele au creat modele, au țesut și au cusut obiecte de o inestimabilă frumusețe. Cuvărturi, scoarțe, ripsuri, macate, preșuri, ștergare, rame, brâie, pistelnici, fețe de masă sau de perne. Am întâlnit aceste adevărate comori în casele creatoarelor Alexandrina Gdei, Rodica Ion, Stanca Drăgoi, Victoria Manolache. Frumos cântă melița și mi-o îngână presura. Cântă, cântă cucule măi, cântă măi voinicule măi, cucule porom. Ele sunt însă doar câteva dintre aceste minunate țesătoare care, cu pricepere și migală, oferă locuitorilor din Bordușani și Cegani adevărate opere de artă. Casele, încărcate cu amintiri, constituie adevărate mici muzee de artă populară, de istorie nescrisă a satului. Muzee vii, pentru că fiecare obiect în parte, ieșit din mâinile fermecate ale țesătoarelor, trăiește și prin funcția lor utilitară. Chiar dacă multe dintre ele sunt păstrate cu sfințenie, ca niște icoane, de care nu te poți apropia numai cu privirea, pentru a nu le tulbura cu mințenia și frumusețea. Am zăbovit mai mult în casa doamnei Rodica Manolache, gazdă ospitalieră care ne-a arătat și ne-a spus povestea minunatelor țesături scoase din lada sa de zestre. Modelul pe cum se urzește. Ăsta e cu flori. Ăsta e geometrie, așa, cuburi, aceasta e cu mure, asta e covertură tot așa în figuri, în romburi, aici e
tot ceva floral, că e pe, pe patru mure. Asta este pentru cea cu Andreaua. Formă aici. La fel. Astea sunt importante. Ița 1 cu 3, astea sunt importante la, ca model, când se urzește. Asta o pare foarte mare însemnătate, astea sunt foarte mare însemnătate. Numai prejos se dovedesc a fi și meșteșugurile tradiționale, de prelucrare a lemnului, fierului sau uneltelor de pescuit. Curțile oamenilor păstrează încă un inventar gospodăresc tradițional legat de desfășurarea vieții zilnice. Am întâlnit în Bordușani oameni care ne-au uimit cu îndeletnicirile lor. Este și cazul creatorilor Ivan Tudorov, Cristache Dobre, Tudor Obaciu și ale căror obiecte i-au făcut cunoscuți, apreciați și respectați atât în comună cât și în împrejurim. Deci aceasta este plasa, îi se spune păpușe. Deci se adaugă cu ceva care este ochiul mai mare, mai larg, se numește sirec acesta. Și după aceea se leagă pe aceste două camere. Camera cu pute și camera de jos cu plumb. Deci se finalizează prin legătură cu aceea care se numește igli. Asta e pește pentru peștele ăsta mai mărunt, e mai subțire, mai fină. Deci scumbie, plătică, caras și alou de ăsta. O ruptură de pește, făcută de pește. A fost pește mai mare, mai iute. Și acum reparăm această plasă. Lucrez bărci care le-am învățat făcând, reparam, recondiționam, reparam, luam șablonul, am mai luat un șablon de la Neaccente, un om în vârstă care făcea bărci și ne-am apucat de treabă. Materialul îl aduce pescarii, face rost, că e mai greu de procurat stejar sau sal câmp. Și la o barcă lucrez 3 săptămâni, să zicem, o lună, că mai am și altceva de lucru. În 84 am început să am făcut prima barcă. Urmă am făcut cu 90 ceva pentru noi, nu de vânzare. Și pe urmă am început să repar. Reparând, luam modelul. Șabloane. Făceam, reparam în timpul ăla, făceam și șabloane. Și ăsta e un șablon. Să zicem numărul 5. Îl pui aici. Să zicem. Să rămână aici golul ăsta. Adică plusul ăsta să vine în scădere. Acum îl pun aici. Să zicem. La numărul 5. Mă, și lucrez cu ori. Îl lucrez. Se lucrează din scheletul din stejar sau salcâm și lemnul de braț. Mulțumesc de înainte de Revoluție, cum duiam înainte. Și m-am ținut și de muncă și de felărie, m-am învățat singur, meseria mi-a plăcut. Am mai multe meserii și cu dor și de necromecare. Dar Botoveala am făcut-o, mi-a plăcut. Și Botovea și acum, am 55 de ani și lucrez acum la drumul național, la întreținere. Dar timpul liber, mai Botovea și cu un cap doi, ca să nu se uite cu cei. Văzându-i pe meșteri în timp ce lucrează, ne dăm seama că în orice meserie există o taină. De la taina alegerii materialelor,
la cea a dexterității cu care trebuie să mănuiești instrumentele de bază ale acestor meserii. Totul poate deveni o artă. Din păcate, meșteri pricepuți sunt din ce în ce mai puțini. Au îmbătrânit, iar meșteșugul pare să piară odată cu ei. Leg aici, așa, îi dau 5 legături, ca să, aici îi bag un băt, ca să nu se rupă de aici. Asta nu o să mai rupe. Și acum tataia să ia ciocul de barză, așa îi spune, să bag puii, puii ăștia ca să iasă mătura ca lumea. Ce să facem, mă, tata? Asta așa facem, mă. Tata făcea. Și-am apucat și de la taica moșu. Și pe urmă am învățat mult de la nașul meu. Meșterii satului continuă să fie unicii mesageri ai tradiției locului, preluată din tată în fiu, luptând cu orice preț ca aceasta să nu se stingă. Câmpia Bărăganului, ținutul bătut de soarele arzător al verii și răscolit de viscolele nemiloase ale iernii. Ținutul binecuvântat de Dumnezeu cu haruri și daruri deosebite, în care legendele și istoria, tradiția și credințele în puterea faptei se împletesc într-o unică și indestructibilă comuniune, dând naștere unei realități umane, concrete și inefabile în același timp. Pe aceste plaiuri scăldate de lumină, holdele ce se unduiesc în bătaia vântului ne picură mereu în auz povești despre locuri și oameni, așa cum erau și așa cum îi regăsim astăzi, cu veșnicele suferințe și bucurii ale unor suflete zbuciumate. Am părăsit aceste locuri și acești oameni minunați, devotați pământului natal, înzestrați cu harul muncii și omeniei, cu promisiunea că ne vom întoarce mereu cu aceeași plăcere. Am mulțumit domnului primar Vasile Marin și doamnei Rodica Zaina, cei care ne-au sprijinit în demersul nostru de cercetare a zestrei folclorice din Bărăganul Ialomițean. Păstrător al virtuților noastre și al istoriei, leagăn al artei milenare, satul ne e rădăcina, taina și temelia. O lume cu rosturi și rădăcini adânci care va exista veșnic. O aplecare aproape nostalgică de a mai păstra ceva din lumea părinților și bunicilor noștri, aceea în care firele trecutului erau mai trainice și mai vizibile. Ducând uneori departe înapoi pe firul vremii, este absolut necesară. Pentru că din marea lecție artei populare se învață, deopotrivă, frumosul și temeinicia.